S-a scris istorie în Republica Moldova pe stadionul Zimbru. Țara noastră a reușit un rezultat impresionant în preliminarele Euro 2024, învingând Polonia cu 3-2. Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât formația pregătită de Fernando Santos l-a avut pe teren pe inclusiv pe starul Robert Lewandowski, iar la pauză tabela arăta un dezavantaj de 2 goluri pentru Moldova. Prima parte a întâlnirii a adus reușite din partea lui Milik și a lui Lewandowski. Milik a deschis scorul pentru Polonia minutul 12 din pasa lui Lewandowski. Cei doi atacanți au făcut schimb de roluri, iar Robert a adus scorul la 2-0 minutul 34 cu un șut plasat după pasa lui Milik. Moldova a reușit șocul în repriza a doua. Ion Nicolaescu a marcat o dublă, iar Virgil Baboglu a înscris golul decisiv. În minutul 85 și-a răpus-o astfel pe Polonia lui Robert Lewandowski. Ion Nicolaescu a marcat în minutul 48 cu un șut din marginea careului. Vârful moldovean a reușit dubla cu o execuție din afara careului, la firul ierbii și a egalat situația pe tabelă. Moldovenii nu s-au mulțumit cu remiza și au produs marele șoc al preliminarilor. Suporterii au chiuit și au aplaudat de bucurie. Republica Moldova a parcurs surprinzător în preliminariile Euro 2024, iar victoria cu Polonia dă speranțe să se califice la turneul final, spun comentatorii sportivi. După 4 partide, Moldova are 5 puncte și ține aproape de Cehia și Albania. Pe lângă victoria cu Polonia, Moldova mai are 2 goluri, scor 1-1 cu insulele Feroi și scorul 0-0 cu Cehia, ambele acasă. Singura înfrângere a venit în Albania cu scorul 0-2.